Bună seara, azi 29 octombrie 2020. Suntem la Iepuraș. Sunt cam agitați. Melodeneu. Culdeneu. La Radu Tuștean. Melodeneu. Două californiene din Băbașcă Neamță. În aprilie. Ce-l avem pe Neamță? Ne scoas de nou. Încă, patru femele de calif. Ionie, cum am schimbă pigmentația. Din ianuarie, mama lui două femele de sus. Aici. Ne-am pus paie. Femele de neu. Alte femele de neu. Femele de la Virgil Manole. Aici avem baba și cu negruțul. Ianuarie face 5 ani, de 2 ore a fost campionul la Lipova, fratele e campion național. Aici am ascult din neu. Aici am o scurcă din mai. Aici pui din Neamță. Melo cu 4 pui, iarăși frumos ai foc. Melo de calif. În aprilie. Melo nemțoaică de calif. Cei 5 pui șori adoptiv, cei 4 sunt puși la alte femele. Femele din Babaș cu Neamță, cei 7 pui șori, au 2 luni. Aici mai fac și pradul un pic aici, asta este. Ok, tot până mâine. Melodie, râd în marte. Patru femele cu 3 masculi. Ți pui și ori cei 7. Nu mai dat să sugă, cred că. Azi l-a venit laptele, uitați ce burtică au. Sunt umflați cu pompa.
mai bună rasă. La două pui era această femelă. E din neamțul și cu nemțoaica. Mai încărică, aici am duc ciumapan. Seară bună la toată lumea. Cei care aveți nedumăriri, probleme sau întrebări, mă puteți contacta pe Facebook, Dani Husar, sau mesaje pe YouTube. Mă puteți și suna la numărul 0756-575-385. Aveți ceva probleme în legătură cu iepurii, vă stau la dispoziție oricând. N-am mai găsit paiul un timp, i-am mai neglijat și la unul, doi iepuri am pățit că a făcut bătături. Acesta masculul din Germania. Această femelă iarăși. Am tratat-o cu Neocaf, am mai ameliorat bătăturile. Doresc o seară bună la toată lumea. Am primit mâncarea de seară, morcovi, au lucernă, paie de triticale și cu amestec de granule de unde au primit energie cu porumb, ovăz și floare, iar alții, uriașii, au primit granule Mifuma Combi cu Mifuma Shao și cu floare un pic și cu ovăz. Și au și morcov în seara asta, apă curată. Eu vaccinul le fac din 6 în 6 luni, Pestorimor Mix este un vaccin foarte bun. De parazitare le dau Biomec sau Ivomec, depinde ce găsesc. Apoi când sunt mici le dau Bicox, o zi dau una, nu, dozele la rând. Vitamine le-am mai dat Selevit, le-am mai dat Promotor mai de mult. Anul ăsta am folosit mult Vitacanin. Sunt produs foarte bun, atenție, nu se dă vitamine la femelele gestante. Eu am experimentat și am pățit necazuri. Au făcut pui prea mari, au murit în ele pui, au făcut după 2-3 zile. Nu este indicat vitaminele la femelele gestante. Mâncare cât mai sănătoasă. Recomand californianul, sunt foarte bune mame și cadou ce folosesc. Am o linie foarte grea de californian din Germania, la campionul național al Germaniei. Tot acest mascul are peste 4 kg din ianuarie. În alții mă chinuiam cu ei să facă 4 kg. Tatăl lui are peste 5 kg. Blană deosebită, păr scurt, des. Pigmentație foarte bună. Californianul în iepure izotermic. Iarna se închide. Vara este foarte deschis, aproape ca și neozelandezul. Ține pe paie, blana este curată, la ei alb imaculat. Uitați, trebuie să dau mai închis. Osul este foarte subțire, randament foarte bun la tăiere. La 4 luni, 5 luni au peste 4 kg. Ce hrăniți foarte bine. Dacă are 4 kg, 200, rămâne cam 2 kg, 2 kg de carne, osul subțire. Carne este foarte bună, dulce, nu este ațoasă. Eu mai fac pe disc, mai fac la dubă, mai fac înăbușit.
Mai nou, soția mi-a făcut și o fripteoză. Iasă exact ca pe disc, în ulei fript. Acestea sunt spuse. Vă doresc o seară bună la toată lumea. Și care doriți, vă puteți abona la canalul meu, Daniel Husar. Uitați-l acest masculaș. Ureche lată, groasă, cap frumos. A fost el mai slăbut și a mai revenit. Are peste 6,3 kg din ianuarie. A ședat foarte mult la muntă. Este nepot din campion european. Are origini foarte bune. Se vede caracterele. Uitați ce ureche groasă, lată. Puțin iepuri, vedeți așa? Vom vedea în continuare. Așteptăm pui foarte bun din el. Nu mai țineți cum i-am ținut și eu de multe ori pe scândură și cu lucernă. Pale sunt cele mai bune. Nu fac bătături. Blana este curată pe ei. De acest mascul, noroc că am pui din el. Uitați-l, 96,5 puncte la Flida, Germania. Reche de 21, lată, groasă. Uitați-l. Blană deosebită. Cilindri gros. Peste 8 kg are. În aprilie a făcut un an. Acum nu pârlește, schimbă. Uitați ce ureche lată are. Tatuaj foarte mare. E foarte blând. Joc cu el, am dat pe el aproape 200 de euro în Germania, de la Hagebaumenlinie, Flidan 2019, l-am băgat și la Lipova la 96,5 puncte, la Sine Nicolau Mare la 96 de puncte. Foarte bună linie, mi-a dat iepuri foarte buni, cu o femelă, ea mea care nu era foarte mare, mi-a dat, uitați aceste proaice foarte mari. Peste 8 kg, 8 jumate din martie, uitați-le. Mi-am dat bifum așa. Cu floare sau le-a schimbat foarte bine blana. Sunt superbe. Uitați alta, peste 8 jumate din martie. Mi-am dat și la montă, să vedem dacă vor rămâne gestante. Perioada octombrie, noiembrie mai greu. Asta e frate de lor, se tot udă aici când bagă aici în oala asta, apă, tot m-a scos foarte frumos, drag mie, blană deosebită, părul scurt, uitați ce păr de sare, blană scălăș. Nu mai prezentă în alte filmări, uitați. Doresc o seară bună. La revedere!